și de o întâlnire cu Partidul Social Democrat. Ne revenim, ne adunăm, ne strângem forțele, e criză politică de 2 luni de zile și încă câteva zile, dar încercăm să vedem dacă vedem luminița de la capătul tunelului. Lucian Romașcanu, senator al Partidului Social Democrat, liderul senatorilor PSD alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Din partea USR, Ionuț Moșteanu ni se alătură, liderul deputaților USR. Bună ziua! Bună ziua! Laszlo Otilo, senatorul DMR alături de noi și de asemenea Ciprian Pandea, președintele organizației PNL Călăraș. Bună ziua, domnilor! Aș începe cu acest anunț pe care îl face președintele Klaus Iohannis, o conferință la o declarație, că încă nu știm foarte clar amănuntele, la ora 18. Evident că în această criză politică ne așteptăm să anunțe și consultările la Palatul Cotroceni. Dar care sunt așteptările dumneavoastră? Lucian Romașcanu, încep cu dumneavoastră. Astăzi, ce credeți că vom afla de la președintele Klaus Iohannis? Va avea și o poziție în această criză politică? Acum, sincer, eu aș aștepta să aibă o poziție, pentru că doi prim-miniștri desemnați care nu au avut succes ar fi avut nevoie totuși de o mediere a președinției, astfel încât să se poată coagula o majoritate, pentru că 20 de zile, ori 400 de morți pe zi, sunt deja prea mult ca să continuăm acest lucru. Cu certitudine va face convocările pentru formarea guvernului. O să vedem este dacă joi. În plus... Credeți că vor fi săptămâna aceasta consultările? Păi ar trebui să fie ieri. Acum, probabil că mâine se vor întâmpla lucrurile. Din punctul nostru de vedere, în orice situație, criza trebuie să se sfârșească. Chiar și cu aportul celor care au declanșat-o, important este să fie un guvern stabil, cu o majoritate rezonabilă, astfel încât să se poată trece niște lucruri importante să treacă această iarnă, și pandemic, și energetic, și social, dacă vreți. Intrați la guvernare? Dacă vom ajunge la o înțelegere reciprocă a priorităților și dacă nu se întâmplă ceea ce spunea domnul Câțu ieri, că are mari șanse să se întâmple, și anume refacerea coaliției pe dreapta, suntem dispuși să discutăm. Am pus deja la dispoziția colegilor de la PNL punctele și economice și sanitare pe care le dorim incluse în viitorul program de guvernare. Acum mingea e la dumnealor. Detaliem, mergem înspre USR. Am văzut declarația lui Dacian Cioloș de astăzi. Ar fi o glumă ca Florin Câțu să fie propus premier. Cu această declarație, în ce orizont suntem acum în ce privește refacerea coaliției, Ionuț Moșteanu? Am avut ieri o discuție cu echipa de la PNL, echipa USR cu echipa de la PNL, niște discuții bune. În sfârșit avem o întâlnire după 2 luni de zile. PNL a acceptat să se întâlnească, să discute cel puțin despre potențiala refacere a coaliției de centru-dreapta PNL-UDMR-USR. Acum se văd astăzi cu PSD și, cum spunea și domnul Romașcanu, mingea la PNL. Mai mult zic, mingea la PNL și la președintele Klaus Iohannis. PNL trebuie să decidă ori cu USR, ori cu PSD. Dar și dacă vor, PNL vrea să propună premierul, am înțeles că USR este de acord ca PNL să propună premierul, dar PNL, dacă vrea să-l propună pe Florin Câțu premier, USR e de acord să refacă negocierile și astfel să refacă coaliția, dar tot cu Florin Câțu premier? Foarte bine. De ce depinde? Avem câteva probleme tehnice. Mergem mai departe înspre senatorul UDMR Laszlo Otilo. Să înțelegem, UDMR, dacă va propune un nume de premier, având în vedere că negocierile se poartă având în spate o majoritate parlamentară, că asta a fost principala problemă a premierilor propuși desemnați de președintele Klaus Iohannis până acum. Laszlo Otilo, Kelemen Hunor ar putea fi premierul propus de UDMR și dacă da, cu cine ați putea face această majoritate? Nu avem preferințe și cred că domnul Kelemen Hunor ar fi o variantă de premier, mai ales în situația în care de câteva săptămâni asistăm la această discuție sterilă cine să fie premierul. Cred că cel mai important lucru ar fi să se asigure o majoritate parlamentară și există două variante din punctul nostru de vedere care ar întruni acest deziderat. Dar cred că mingea nu este în terenul nostru, este în terenul colegilor liberali.
Dacă vor ajunge la o finalitate cu aceste discuții, respectiv cu negocieri, atunci vom avea două variante. O majoritate mai firavă cu colegii de la USR și PNL, luându-se în considerare și ce poate fi un pic consolidată dacă luăm în calcul și votul grupării din jurul domnului Orban, și o majoritate mult mai consistentă dacă ajung la o înțelegere cu colegii liberali. Eu sper ca domnul președinte azi să anunțe calendarul consultărilor și să trecem cât mai repede de această perioadă de incertitudine. Ciprian Pandea, sunteți liderul organizației PNL Călăraș. A fost o întâlnire oficială în cadrul PNL. Am aflat din această întâlnire că Emil Boc a spus că e o terapie colectivă pentru liderii PNL. Dar în această întâlnire a fost interesant să aflăm dacă majoritatea din PNL este înspre un guvern cu PSD sau înspre un guvern cu USR. În acest moment sunt informații contradictorii și atunci ne-am gândit să vă întrebăm pe dumneavoastră din această perspectivă de președinte de filială. Care credeți că este cea mai bună soluție acum pentru PNL, dumneavoastră personal? Cred că nu este vorba doar de opțiunea fiecărui lider de filială, ci contează mai mult opțiunea majorității, astfel încât România să aibă un guvern de plin cât mai repede posibil. Iar cu siguranță aici domnul președinte Iohannis va avea o poziție cât se poate de tranșantă, pentru că până la urmă este atributul dânsului să numească și premierul. Au fost voci care au fost de acord. Vă întrerup, Marcel Ciolacu face declarații și așteptăm negocierile dintre PNL și PSD să le ascultăm. Ce ministere va cere PSD în această coaliție? Sunt în domeniul sănătății în momentul acesta, avem pe energie și din programul de guvernare prezentat de domnul Ciucă, nu știu dacă a fost schimbat programul lor de guvernare, erau introduse noi taxe și vedem cum scoatem acest lucru. Ar fi important ca aceste portofolii, energie, sănătate, să vină la nu, Partidul Social Democrat. Nu vreau să avem discuții despre ministeri. Mulțumesc mult! Revenim la discuția noastră. Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat și însoțit de Sorin Grindeanu, dacă văd bine, se îndreaptă înspre negocierea cu Partidul Național Liberal. Ar urma să aibă loc la Parlament. Vom afla și noi detaliile. Revin la dumneavoastră, domnule Pandea. Care este opțiunea dumneavoastră? Aceste discuții cu PSD vă fac bine? Păi nu trebuie să ne facă nouă bine. În primul rând trebuie să facă bine țării. Atât timp cât... Fac bine țării? Păi important este să avem un guvern legitim, votat cu o majoritate cât se poate de mare. Evident că o parte din colegii noștri au dorit refacerea alianței cu USR-ul și așa cum bine a spus și colegul de la UDMR, într-adevăr este o majoritate un pic mai fragilă, însă este o majoritate cu toate acestea. Opțiunea dumneavoastră care e? Că nu ne-am lămurit. Dacă sunteți pentru un guvern cu USR sau pentru un guvern cu PSD, ori dați un cec în alb liderului Florin Câțu în acest moment să negocieze pentru dumneavoastră. Evident că Florin Câțu împreună cu echipa de negociere are un cec în alb, pentru că va trebui să vină în fața partidului să ne spună fiecare dintre viitorii noștri parteneri de guvernare ce sau cum se vor așeza la masă alături de noi. Pe ce principii, pe ce reforme și așa mai departe. Noi știm că Florin Câțu își dorește o guvernare cu USR. Ne puteți confirma acest lucru? Nu, Florin Câțu ne-a rugat chiar să fim destul de temperați în declarație, astfel încât după ce va negocia cu fiecare dintre forțele politice de pe scena politică să ne poată spune care ar fi cea mai bună opțiune sau cea mai bună variantă pentru Partidul Național Liberal. Ați folosit această expresie, ne întâlnim pentru că aceste discuții trebuie să facă bine țării în primul rând. Ce e mai bine acum? Majoritatea cu PSD, una confortabilă, una care poate ajunge și la o modificare de Constituție, sau majoritatea cu USR, refacerea coaliției, reluate lucrurile de unde au fost lăsate, însă o majoritate fragilă? Ambele reprezintă majorități. Așa că până vom discuta cu colegii noștri de la PSD astăzi, deocamdată prima noastră opțiune rămâne USR.
Dumneavoastră ați fost și în PSD, nu-i așa? Da, da. Din această perspectivă, venind acum în PNL, să vă considerăm subiectiv, vi se pare că această discuție cu PSD este una naturală? Nu, asta am mai încercat o dată prin USL, cu USL-ul, dacă vă aduceți aminte, din păcate nu a funcționat. Sunt un pic sceptic că va funcționa și de data aceasta, dar este o opțiune personală. Repet, decizia majorității va fi cea care va, ne va spune dacă vom face alianță cu Partidul Social Democrat sau cu USR. Personal, v-ați înțelege mai bine cu cei din PSD? Personal, credeți-mă că am relații foarte bune atât cu PSD cât și cu USR. Mulțumesc. Lucian Romașcanu, întâlnire la Parlament, vor sta față în față PNL și PSD astăzi. Au mai fost discuții informale în decursul acestor două luni de criză, două luni și mai bine. Ce ar trebui să se întâmple astăzi ca să se schimbe lucrurile și să existe o decizie? Să existe o înțelepciune dincolo de lupta pentru propria carieră politică sau chiar pentru propria existență politică. Și asta ar trebui să facă orice om politic responsabil. Viața și, în general, țara pe care își trimis o reprezinți face mult mai mult decât poate face cariera oricăruia dintre noi. Și atunci trebuie să vedem că dacă o cedare înseamnă un minus pentru mine, dar e un plus pentru țară, merită să-l faci. Legat de USL, amintirile de guvernare USL sunt plăcute. Faptul că nu ne-am înțeles la vârf atunci și că, iată, din păcate, coalițiile în România n-au funcționat, ar trebui totuși să fie material didactic. Să vedem ce n-a mers până acum în coaliții și poate de acum încolo, având în vedere asemenea tipuri de distribuție în Parlament, să fie natural să poți să te așezi la masă și să stai la masa aia pe un termen mai lung. Noi, repet, din punctul nostru de vedere, am fost foarte critici și am și acționat în consecință prin acea moțiune de cenzură legat de performanțele guvernului care a fost sau guvernelor care au fost. În momentul moțiunii de cenzură ați venit cu un Superman căzut în cap. L-ați criticat foarte mult pe Florin Câțu. Pentru dumneavoastră ar fi o glumă ca Florin Câțu să fie propus din nou premier? Florin Câțu nu are nicio legitimitate să mai conducă un guvern. Este premierul care a reușit să aibă cele mai multe voturi împotrivă în istoria României democratice. 281. E o performanță să strângi atâția oameni împotrivă, nu pentru. Dar, sigur, Partidul Social Democrat vrea să creadă că suntem într-un moment de restart acum și ceea ce nu s-a întâmplat în, după alegerile din 2020 ar putea să întâmple acum. Suntem totuși cel mai mare partid din Parlament și e firesc să avem o nominalizare și să avem pretenția de a avea primul ministru pentru a ieși din această situație. Noi avem, indiferent de ce s-a spus, și acum oamenii văd cu asupra de măsură diferența între guvernările Partidului Social Democrat și guvernele de dreapta. Din punctul meu de vedere, implicarea în actul de guvernare în acest moment este un act de responsabilitate și de patriotism până la urmă, dar totul depinde de ridicarea oamenilor politici dincolo de ambițiile personale. PSD fie poate că va fi coaliția cu USR, fie că dacă acolo se blochează discuțiile? Nu știu că dacă... Că vorbim de patriotism, de responsabilitate în actul de deocamdată noi nu discutăm, și a anunțat domnul președinte Ciolacu destul de clar, noi nu discutăm persoane în acest moment. E foarte important să existe sincer. Credeți că vă cred și cei de acasă? Da, nu vă uitați la mine. Ar trebui să ne creadă. Noi, de ce? Pentru că e pentru foarte că clar că în acest moment formarea pe guvernului ține de oameni. Poți premier, să-l ai pe Superman 2 prim-ministru. Dacă nu ai un program de guvernare coerent, și vă aduc aminte de celebrul program de guvernare al guvernării 2016-2020, pe care l-am făcut în proporție de 80%, am avut și scăderi, clar, dar ne-am ținut de el. Dacă noi nu avem un program de guvernare care să aibă ca scop scoaterea României din criză și nu să vină Vasilică, ministrul anu știe minister, înseamnă că am ratat și acum. Și până la urmă, domnul Iohannis va vedea nominalizările. Noi venim cu o propunere de premier, o să vină și UDMR-ul cu o propunere de premier, înțeleg că PNL-ul nu va veni cu o propunere de premier. Domnul Iohannis va decide. Nu se va cristaliza până la consultările cu președintele Klaus Iohannis? Nu știu dacă discuțiile de astăzi vor depăși faza de programe de guvernare și de măsuri de implementat. Dacă se vor depăși aceste etape importante, poate se va discuta și despre premier, dar asta o să aflăm după discuția de astăzi. Ionuț Moșteanu, a venit ieri Florin Câțu și v-a spus că el vrea să fie premier. Cât de important e pentru dumneavoastră acest lucru, pentru USR, în această discuție a refacerii coaliției? Și dacă s-a discutat de portofoliul fierbinte, cartoful fierbinte din ce a apărut această coaliție, justiția?
Nu am discutat de portofolii și n-am discutat nici de premier, pentru că am înțeles că acolo ne-am fi blocat și am preferat să trecem peste acest punct ca să spunem niște lucruri despre cum vedem noi că ar funcționa în continuare coaliția, trăgând învățăminte din ce s-a întâmplat în ultimele luni în coaliția PNL-USR-UDMR. Am lăsat lucrul ăsta deoparte, au fost voci care au spus că este pentru stabilitatea coaliției premierul ar trebui să fie și președintele PNL, dar lucrul ăsta a fost lăsat deoparte din discuție, cred că PNL a înțeles foarte clar poziția noastră. Eu, spre deosebire de domnul Romașcanu, cred că sunt foarte importanți oamenii care merg și preiau portofoliile ministeriale, pentru că hârtia rabdă multe. Am văzut foarte multe programe de guvernare. Dacă ar fi să adunăm kilometri de autostradă din programele de guvernare din ultimii 30 de ani, am avea mai mulți kilometri de autostradă decât Germania. Deci e important să fie acolo niște oameni curajoși, harnici, care duc la capăt ce scrie sau măcar o parte mare din ce scrie în programul de guvernare. Deci pentru totuși că, nou, programul e primul, chiar și așa. Deci programul poate să devină maculatură dacă omul care e pus acolo să ducă programul ăsta la bună îndeplinire nu e un om competent, un bun manager, un om cu viziune și cu curaj, cum spuneam, pentru că mai ales în perioada asta oamenii politici trebuie să ia și niște măsuri mai puțin. Nu mai puțin, domnule Moșteanu, ca să înțelegem foarte clar, ce șanse sunt ca USR să revină asupra acelei solicitări? Florin Cîțu să nu mai fie premier, să nu fie propunerea PNL? Zero, dacă mă întrebați pe mine. Șanse zero. Trebuie să trecem peste acest lucru și dacă PNL-ul vrea să refacă coaliția de centru-dreapta, ne așezăm la masă, bineînțeles, și cu DMR. Asta a fost foarte clar spus ieri. Dacă PNL decide să meargă în partea de centru-dreapta, următoarea întâlnire trebuie să fie și cu DMR și să începem să discutăm atent, cu creionul pe hârtie, ce trebuie schimbat ca să facem să meargă, să ne uităm foarte atent la aritmetica parlamentară, pentru că în momentul ăsta... Ați fi dispuși să renunțați la Ministerul Justiției? În ce condiții? Nu s-a discutat asta. Haideți să vedem un semnal dinspre PNL și dinspre președintele Iohannis că vor să refacă această coaliție de centru-dreapta și sunt sigur că o să găsim soluții. Dacă nu, vor merge cu PSD-ul și țara trebuie guvernată cât mai curând. Am pierdut ca țară 2 luni de zile și este responsabilitatea PNL și a președintelui să nu mai pierdem și mai mult, să se decidă și să meargă într-o parte sau în alta. După aia, cu siguranță, se vor găsi căi. Ionuț Moșteanu, ați fost prezent la negocierile PNL-USR, această primă întâlnire. Cum vi s-au părut dumneavoastră aceste discuții? Care sunt cele mai mari șanse? Refacerea coaliției PNL-USR-UDMR sau din potrivă? I-ați văzut pe peneliști mai îndreptați înspre stânga? Nu vreau să dau verdicte și să spun ce mi s-a părut sau mie sau nu. Noi, eu vorbesc în numele USR. Noi, la USR, am spus avem o singură opțiune, refacerea coaliției cu PNL-UDMR și cu sprijinul minorităților. Dincolo de asta, noi nu discutăm cu nimeni altcineva. PNL-ul are mai multe variante și e dispus să discute, iată, și cu PSD să formeze acea majoritate solidă pe care o visează destul de mulți. Poziția noastră este foarte clară, nu vreau să fac pronosticuri. Din nou, suntem cumva în ceasul al 13-lea, s-a pierdut foarte multă vreme, spunea cineva mai devreme, mor oameni în fiecare zi și trebuie pus un guvern cu puteri deplină cu majoritate în spate la Palatul Victoria. Așa asta când mai rătem. Laszlo Attila, există vreo variantă în care, dacă se formează guvernul PNL-PSD, UDMR să nu facă parte din acest guvern? Am urmărit o declarație a lui Cioma Boton zilele trecute, spunea că există și această variantă și de aceea vă întreb. Dar cred că, și mă repet, mingea nu este în terenul nostru, deci suntem absolut deschiși, indiferent în ce variantă, bineînțeles că prioritatea noastră este de a asigura continuitate colegilor noștri acolo unde își desfășoară activitate. Și vom face tot posibilul. Atunci când vorbim de o majoritate, atunci cred că întotdeauna trebuie stabilite niște obiective foarte clare, trebuie trase niște consecințe, ce s-a greșit într-o parte sau ce trebuie evitat în cealaltă variantă și trebuie văzut cum mergem mai departe. Noi avem deschis și trebuie să mai spun. Întrebarea mea este că sunt foarte multe necunoscute în acest moment. În ambele variante noastre sunt pregătite. În ambele variante, refacerea coaliției sau guvern cu PSD, UDMR se va regăsi? Sperăm că da. Sperăm că da, dar
Încă o dată vă spun, să știți că suntem deschiși și suntem pregătiți inclusiv pentru alegere anticipată. Deci am luat în considerare toate variantele. De ce sunteți acum pregătiți pentru alegeri anticipate când cei de la PNL cel puțin vorbesc de un final de criză? Pentru că suntem obligați să luăm în considerare toate variantele, pentru că ele sunt pe masă. În această clipă nu putem vorbi. Da, suntem mai aproape de formarea unei majorități sau cu unii dintre colegi sau cu alții, dar încă lucrurile nu sunt sigure. Deocamdată vom vedea cum evoluează discuțiile cu colegii dintre Liberal și PSD și cum vor evolua discuțiile între PNL și USR. Și după aceea vom vedea care va fi alegerea domnului președinte. UDMR are ca primă opțiune refacerea coaliției pentru că astfel câștigă și mai multe portofolii în guvern decât cu PSD, unde probabil vă revin doar două portofolii, în situația în care spuneți și dumneavoastră în care vă regăsiți în acest guvern. Depinde de majorități. Întotdeauna noi de 31 de ani avem un principiu. Încercăm să fim într-o situație de a nu se putea lua decizii fără noi. Deci dacă luăm în calcul și acest aspect, atunci bineînțeles că am fi mai avantajați într-o variantă PNL, USR, UDMR. În varianta PNL, PSD, UDMR se pot lua decizii cu o majoritate parlamentară și fără noi. Mulțumesc, Ciprian Pandea. Dumneavoastră, ce așteptări aveți de la președintele Klaus Iohannis astăzi, că nu v-am întrebat? Astăzi va spune și ce își dorește, dacă vrea un premier PNL sau dacă ar fi dispus să propună, să desemneze premierul și din partea Partidului Social Democrat, pentru că desemnările de până acum nu au strâns majoritate în jurul lor? Nu, eu cred că astăzi președintele Iohannis a îndemnat partidele politice să ajungă cât mai rapid la un consens, astfel încât să putem avea o majoritate fie dintr-o parte, fie din cealaltă, iar săptămâna viitoare să putem avea un guvern cu o majoritate destul de consistentă în Parlament. Pentru dumneavoastră, întrebare referitor la premierul, dacă poate veni de la Partidul Social Democrat, dacă președintele poate propune un premier din partea Partidului Social Democrat, PNL va face parte din acest guvern? Evident că dacă președintele va face o astfel de propunere, va trebui să discutăm și noi în cadrul Partidului Național Liberal și vom lua o decizie în acest sens. Însă, repet, important pentru noi este ca această țară să fie guvernată, nu e vorba nici de persoane, așa cum bine a spus și domnul Romașcanu. Deci asta înseamnă că dacă domnul președinte Iohannis va decide să desemneze un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, noi suntem dispuși să discutăm. PNL e mai dezavantajat în situația în care se formează un guvern cu PSD, adică va avea mai puține ministere? Nu cred, nu s-a discutat acest lucru și nu cred că asta este important astăzi. Mulțumesc. Lucian Romașcanu, pentru că ne apropiem de întâlnirea dintre PNL și PSD, veți propune și acest lucru în situația în care președintele Klaus Iohannis acceptă premierul PSD? Veți propune Partidul Național Liberal să intre la guvernare într-un asemenea guvern? Păi, fără cum. Adică totul e pe numere și majoritățile sunt cele care le știm. Sigur, PNL-ul mai are de făcut o chestie pe care am văzut că domnul Câțu e dispus să o facă, să renunțe la acele rezoluții care interzic discuțiile cu PSD-ul. Din punct de vedere al cifrelor, într-adevăr, cea mai largă majoritate ar fi PSD, PNL, UDMR, ar fi undeva la 70% și lucrurile, dacă ar funcționa, și sperăm să funcționeze și dincolo de iarnă, poți să te gândești la proiecte mai mari care se pot face cu această majoritate. Dar, în primul rând, trebuie să vedem ce decide PNL-ul. Din păcate, și vă spun din păcate democratic vorbind, suntem în situația în care, prin acest parteneriat cu domnul Iohannis, partidul PNL, care are pe la vreo 17-18% în acest moment, e pus în situația de a fi vioara întâi. Acceptăm acest lucru și așteptăm să văd ce vor decide.
Mulțumim tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Continuăm cu o analiză asupra celor ce se întâmplă zilele acestea. Așteptăm și imagini de la Partidul Național Liberal. Le vedeți în imagini sediul PNL. De acolo vor pleca în scurt timp liderii PNL. Să vedem dacă Florin Câțu va face declarații. Oricum, le urmăriți în direct aici la Digi24. Ne întoarcem cu Ion Meioniță, redactor șef Istoria, ca să înțelegem mesajele sau dedesubturile acestor negocieri pe care le poartă partidele. În aceste zile revenim. Am revenit în direct, studioul politic continuă la Digi24. Așteptăm imagini de la Partidul Național Liberal. Urmează să plece de acolo delegația Partidului Național Liberal, pentru că la ora 16 de această dată știm cu oră, cu loc, întâlnire între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Ar fi o primă discuție după ce Nicolae Ciucă și-a depus mandatul de premier și s-au reluat cumva negocierile pentru formarea guvernului. În plus, ora 18, președintele Klaus Iohannis face declarații. Alături de noi, Ion Meioniță, redactor șef Istoria, pentru a înțelege mai bine ce ne spun politicienii, pentru că, în mod declarativ, ei nu împart funcții, ci vorbesc pe principii, sunt responsabili și vor să asigure guvernarea în plin val 4. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc și eu. Ce să înțelegem din discursul acestor politicieni? Cât de aproape suntem de finalul crizei și ce ar trebui să spună, de fapt, președintele Klaus Iohannis astăzi ca noi să ne apropiem într-adevăr de un guvern cu puteri depline de finalul acestei crize politice? Președintele ar trebui să facă ceea ce Constituția spune să facă în astfel de situații și anume să medieze, să încerce să găsească o soluție care să întrunească o majoritate în Parlament. N-a făcut acest lucru din momentul în care am rămas fără guvern, după demiterea guvernului Câțu, prin prima nominalizare a domnului Cioloș, sigur că nu avea niciun fel de șansă să treacă de Parlament. Pe de altă parte, și a doua nominalizare, în condițiile în care domnul Ciucă avea, de fapt, n-avea nicio șansă să negocieze, pentru că partidul nu l-a lăsat să negocieze absolut nimic, l-a trimis practic cu mâinile legate, la fel n-a avut niciun fel de sorți de izbândă. Și atunci am pierdut, iată, două nominalizări, am pierdut aproape o lună, numai ca să facem aceste exerciții de a vedea că nu merge dacă nu există o dorință reală de ieșire din criză. Și niciunul dintre partide n-a fost angajat până acum în mod real în a găsi ieșirea din criză. Au fost negocieri de fațadă, fiecare a ținut-o pe a lui, fiecare a vrut să rămână în pozițiile pe care și le stabilise, fără niciun fel de concesii, fără niciun fel de pas înainte, astfel încât, iată, ajungem să ne învârtim în cerc. De fapt, același lucru se repetă în fiecare zi. În fiecare zi dimineața, fiecare zi începe la fel ca dimineața zilei precedente și se termină ca în seara zilei precedente. Dacă vedeți, în ultima lună lucrurile s-au repetat identic. Vom negocia, n-am găsit nicio soluție, totul e pe masă, sperăm să găsim o majoritate și așa mai departe, indiferent cine au fost actorii acestor piese de teatru și nu de piese de teatru scrise de cei mai buni dramaturgi. Ion Meioniță, astăzi însă îl avem și vom avea în foarte scurt timp imaginile. Avem Partidul Național Liberal în mod oficial discutând cu Partidul Social Democrat. După luni de zile sau campanii electorale în care au zis că nu au ce discuta cu Ciuma Roșie, că Ciuma Roșie nu trebuie să se regăsească la guvernare. Astăzi, în mod oficial, PNL și PSD discută posibilitatea unei guvernări împreună. Ziua de astăzi, cu dată, oră, loc, cu imagini foarte clare, fără întâlniri pe ascuns, e un semnal? Da, este un semnal. Au fost și întâlniri până acum, mai mult sau mai puțin recunoscute, dar evident că au fost astfel de întâlniri. Chiar s-a pus problema participării la guvernare a PSD. Acum PSD este în avantaj, oricum ar fi, PSD câștigă și se vede și din opțiunile de vot exprimate în sondajele de opinie, iar PNL pierde. Pierde pe toate părțile. Vedeți, a pierdut o parte din partid. În urma acestei crize inexplicabile, începute cu două luni în urmă,
PNL a și pierdut. Și ce vă spuneam, Ioniță, doar o completare. În acest moment ies liderii PNL din sediul PNL din Modrogan, se îndreaptă înspre Parlament. Așteptăm și noi să vedem dacă vor face declarații. Nu fac declarații, se îndreaptă înspre mașină. De aici, spre Parlament, imediat vom intra în legătură directă și cu Anca Orhean pentru detalii. Vă ascult, Ion Meioniță, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Voiam doar să le explic celor de acasă ce vedem în imagine. Exact, ce se întâmplă. Iată că PNL pierde, a pierdut, deci până acum, din această criză, a pierdut guvernarea, pentru că avem un guvern demis, Câțu, care nu mai poate sta mult, a pierdut președinția Camerei Deputaților, pe care o avea partidul înainte să se rupă, a pierdut unitatea partidului, pentru că, iată, Ludovic Orban a rupt numeroși parlamentari de acolo și s-ar putea să continue acest lucru, și a pierdut foarte mult în sondajele de opinie. Mie nu mi se pare că este un rezultat extraordinar pentru conducerea PNL. În plus, cei care sunt acum în conducerea PNL, în urma Congresului, sunt aceiași oameni care spuneau că în niciun caz nu vor negocia cu PSD. Că pentru ei nu este o opțiune. Ei făceau aceste declarații, nu altcineva. Iată atunci, că acum se vor duce să negocieze. Astăzi au argumente prin care să explice de ce negociază cu PSD? Există, sigur, în spatele argumentului că e nevoie de o guvernare și este nevoie de o guvernare. Dar ca să pleci dintr-o coaliție de centru-dreapta în care, spuneam, erai partidul lider, era partidul care împărțea totul, care avea toate pârghiile, să ajungi partener junior al PSD e o distanță mare, pentru că PNL nu este în poziția în care să ceară un sprijin din partea PSD. PNL se angajează, de fapt, în urma PSD, pentru că PSD va fi partidul majoritar în această nouă configurație dacă se ajunge la așa ceva. Deci PNL dintr-o dată retrogradează din partid lider al guvernării în al doilea partid al guvernării, în junior al PSD și încă o dată toate aceste combinații au mai fost încercate până acum. Am avut guvernare PSD-PNL sau au mai fost PD-ul pe vremea în care era Traian Băsescu președinte și cu aceeași argumentație, spunând că e vorba de o criză economică, a făcut acea guvernare PDL-PSD, care s-a sfârșit în 7 luni. Cealaltă la fel. Deci sunt guvernări care nu durează, pot să fie pe vreme de criză pentru a scoate măcar țara după în lunile de iarnă, dar încă o dată, din această combinație va câștiga PSD și va pierde PNL, pentru că electoratul PNL a fost cel care a venit la vot uitându-se la acești lideri care au promis o guvernare de centru-dreapta cu mai puțin de un an în urmă. Acum va fi foarte dificil să le spui că te-ai aliat cu PSD pe care l-ai făcut în toate echipurile în ultimele luni până acum la Congresul PNL. Și tocmai pentru asta au luat și voturi. Să nu uităm de Moldova, o regiune 100% PSD-istă, dacă folosim așa ștampilele pe care le pun electoratul, pe care le pune electoratul, dar a fost câștigată de către PNL. Evident, sunt oameni în PNL care nu vor să ajungă la acest compromis. Încă o dată, sigur că este o situație de criză cu totul excepțională și evident în România este nevoie de o guvernare stabilă. Nu se poate merge pe improvizații de tipul mai stăm cu guvernul ăsta demis sau ne mai gândim și așa mai departe. România nu e guvernată în acest moment și se vede. Instituțiile nu funcționează. Ori e adevărat acest lucru, dar există tot felul de soluții de tipul ăsta care ocolesc de fapt ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în mod politic normal. Adică s-a constituit o coaliție de centru-dreapta care a promis 4 ani de guvernare. Această coaliție s-a rupt și acum se merge pe această idee că va fi mai bine cu PSD. Adică dacă n-a fost bine cu USR din diverse motive neexplicate până acum publicului, doar s-a speculat de ce s-a rupt această alianță, în afara faptului că l-a dat afară pe Stelian. Ok, nu despre asta discutăm, ci despre lucrurile de profunzime rămase neexplicate până în acest moment. Deci
ai avut o coaliție de dreapta și acum vrei să mergi ca un partid, cum să spun, suport pentru o guvernare PSD, pentru că va fi, de fapt, o guvernare PSD. Iar aș vrea, PSD este, Ionita, permiteți-mi să mergem puțin în Parlament. PSD să ceară și numai o clipă, să ceară și funcția de premier. De ce n-ar cere PSD funcția de premier? Despre asta vreau să discutăm și despre cum am ajuns, cumva, sau cum a ajuns Partidul Național Liberal în aceeași logică de conflict intern. S-au bucurat că au scăpat de Ludovic Orban, dar acum, cu Florin Câțu, nu e mai multă liniște în PNL. Din contră, vorbim de tabere, vorbim de Florin Câțu, care ar trage mai mult înspre o guvernare cu USR, și de ceilalți lideri din PNL, printre care și Gheorghe Flutur și Emil Boc, care ar vrea un guvern cu Partidul Social Democrat. Pentru că le asigură o majoritate mult mai confortabilă în Parlament. În Parlament, vă spuneam, este Anca Orhean. Ce vedeți acum în imagini, să știți, este biroul lui Liviu Dragnea, fostul președinte al Camerei Deputaților. În spatele acestui birou este biroul spaniol, este salonul spaniol, de fapt. Acolo se vor purta negocierile. Da, deci mult hulitul Liviu Dragnea, aici avea biroul, în spate, unde purta și el toate negocierile din interiorul Partidului Social Democrat, acolo are loc în mod oficial această primă discuție dintre PNL și PSD. În mod oficial această primă discuție, pentru că au mai fost discuții între PSD și PNL. Anca Orhean îi așteaptă acum pe cei de la PNL, pentru că socialdemocrații deja au ajuns. Bun găsit, Anca, ești în direct. Bun găsit, Anca. Da, este adevărat. Prima oficială, pentru că până la urmă și era existat o discuție între președinții celor două partide. Acum echipa de negociere PNL față în față cu echipa de negociere PSD vor fi în foarte scurt timp, în momentul în care vor ajunge aici. Și apropo de ce spuneai tu cu biroul, da, din biroul care acum este al lui Sorin Grindeanu, acolo unde de altfel au și ajuns socialdemocrații deja și chiar acolo stau, se intră direct în spate în acest salon spaniol, în fața căruia nu avem noi acces, practic, din acest motiv vedeți ușile și ușile care ne opresc să ajungem la salonul spaniol și ușa care, până la urmă, dă în biroul lui Sorin Grindeanu. E bine, o să vină liberalii și vom vedea dacă se va bloca discuția la premier, pentru că, până la urmă, este cel mai complicat lucru în acest moment. Socialdemocrații vor premier, liberalii vor premier și știm că și șeful statului a spus foarte clar că nu trebuie să plece Partidul Național Liberal de la negocieri fără a deține funcția aceasta care este extrem de importantă pentru ei. Evident, vin cu o garnitură destul de grea și socialdemocrații și pentru ministere. Vor ministere importante în acest executiv și vin cu oameni de notorietate din partid. Asta este ce știm până în acest moment, plus modificări la programul de guvernare, evident. E bine, liberalii vor să își păstreze și ei anumite ministere importante, dar asta este deja înainte. Negocierea ar fi avansat să discutăm despre acest lucru, pentru că în acest moment, exact cum spuneai și tu, sunt voci care vor cu USR, sunt voci care vor cu PSD. Deci nu putem să spunem în acest moment că după această discuție, da, o să spună liberalii, mergem mai departe și facem această majoritate confortabilă, pentru că despre asta este vorba. Cu PSD ar avea o majoritate confortabilă, una extrem de fragilă cu USR, pentru că au nevoie și de voturile minorităților naționale. Știm foarte bine pe calcul, așa, dă, trebuie neapărat să fie și aceste voturi, chiar dacă vor mai exista și niște voturi dintre oamenii care sunt apropiați de Ludovic Orban și care deja au părăsit grupul parlamentar al liberalilor. Deci, începem foarte scurt timp această ședință importantă și, cel puțin declarativ, și socialdemocrații și liberalii spun că vom avea după declarații. Și o să vedem care vor fi concluziile, care după vor trebui transmise celor două partide, evident, și vedem dacă mai are sens să meargă mai departe cu o altă discuție cu cei din USR. Dacă ar trebui să facă acest lucru Florin Câțu, asta pentru că neoficial știm că asta și-ar dori, să mai aibă o discuție și cu cei din USR după aceasta, care va începe în câteva minute. Mulțumim, Anca. Așteptăm informații și declarațiile, le vom urmări în direct aici la Digi24. Pe măsură ce vor decide liberalii și socialdemocrații să anunțe aceste declarații, Ion Meioniță, revin la dumneavoastră, vorbeați de această variantă, premierul de la PSD. O solicitare pe care o face Partidul Social Democrat și o temere în interiorul PNL că președintele Klaus Iohannis de această dată ar putea propune premierul de la PSD. De ce n-ar cere PSD această funcție? Diferența dintre PSD și PNL este foarte mare în ceea ce privește numărul de parlamentari și ponderea PNL scade de la zi la zi prin plecarea susținătorilor lui Ludovic Orban. Iar un avans în crearea unei colaborări cu PSD
va duce și la mai mulți parlamentarii PNL care vor părăsi. S-ar putea să avem și filiare care să fie critice cel puțin cu această decizie, pentru că știu că au luat voturi de acolo și s-ar putea să piardă aceste voturi în județele lor. Așa încât e foarte dificil acum pentru PNL, este într-o situație extrem de grea în care a intrat singur pe baza propriilor greșeli și pe baza propriilor greșeli de evaluare. N-au evaluat niciodată situația reală din Parlament și faptul că îi pierd teren și vor ajunge, iată, să stea la mâna fie a USR, fie a PSD, cu mențiunea că nu și-au dorit să se apropie de USR în mod real, pentru că e clar că nu au făcut aceste oferte de colaborare cu USR, ci se gândesc mai degrabă să facă o alianță cu PSD. Numai că în această alianță, dacă cu USR rămâneau lideri, în varianta PSD nu mai rămân lideri. Încă o dată, PSD va fi partidul care va decide ce se va întâmpla la guvernare, având o pondere mult mai mare decât PNL. De aici, pe termen lung, PNL nu are decât de pierdut și mai are și această situație internă în care, pe de-o parte, este șiziunea provocată de Ludovic Orban, care se va poziționa ca adevăratul liberal acum, pentru că el, iată, este împotriva PSD, colaborării cu PSD, și cei care rămân în jurul lui Florin Câțu, care va fi din ce în ce mai slăbit, pentru că nemai fiind premier sau nemai având șanse să fie premier, pentru că PSD nu va accepta în niciun fel un guvern Câțu, la fel cum USR nu acceptă un guvern Câțu, atunci Florin Câțu și gruparea din jurul său în partid va fi din ce în ce mai slăbită. Informațiile din Parlament în acest moment sunt că în situația în care guvernul se va face cu Partidul Social Democrat, cel puțin alți 10 parlamentari vor pleca și ar putea ajunge acest grup din jurul lui Ludovic Orban la 25 de parlamentari. Deja cu acești 17 parlamentari pune probleme și se discută în aceste zile de o majoritate fragilă. În plus, liberalii spun la partea cu dezavantaje în privința unui guvern cu USR, că nu vor să îi dea nimic lui Ludovic Orban. Vor liberalii ca Ludovic Orban să fie implicat în aceste negocieri. De ce ajung partidele, că nu e doar situația... Vor pierde în fața lui Ludovic Orban, sigur. Vreau să vă întreb de ce ajung partidele... în aplicare ceea ce promit. Și atunci... Parlament și tot au pierdut cu un an și mandatului guvernarea în fața lui Ludovic Orban atunci, prin moțiune de cenzură. Iată că pentru PNL, după un an, mai puțin de un an de zile, apare acea situație de a pierde guvernarea și de a se afla într-o situație extrem de gravă. Pentru că lipsește responsabilitatea, lipsește luciditatea în momente importante și lipsește o viziune. Adică de ce am ajuns la guvernare? Numai ca să ocupăm niște posturi, să angajăm niște prieteni și să controlăm niște fonduri. I-ați ascultat, spun că nu împart funcții, că sunt responsabili. Păi cum să nu împartă funcții? Păi asta fac. Deci asta se întâmplă în spatele ușilor pe care le vedem noi și le-am văzut de 2 luni încoace, indiferent că sunt ușile de la cabinetul din Camera Deputaților al președintelui Camerei sau de Modrogan sau din Chiselef sau de la USR,
se întâmplă același lucru, să împar funcții. Ei nu vin acum să spună, domne, e grav, e situația, trebuie să facem ceva cu țara, cu sistemul de sănătate, cu prețuri. Nu, ei vin și spun, vreau eu Câțu să fiu premier, vreau eu la transporturi, eu vreau la finanțe și așa mai departe. Deci se pune întotdeauna căruța înaintea caii. Am ajuns la finalul studioului politic. Vă mulțumim pentru analiza dumneavoastră, Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Declarațiile le veți urmări în direct la Digi24. Sunt așteptați liberalii acum la Parlament, iar după această întâlnire, PSD-PNL ne-au anunțat partidele că vor face declarații. Dacă astăzi este ziua în care aflăm numele premierului, e greu de crezut, dar la ora 18, președintele Klaus Iohannis, declarații, un posibil calendar cu consultările la Palatul Cotroceni.